Salutare, pariuri, sunt Cătălin de la BiletulMinzilei.com, alături de colegul meu Alex. Bine v-am regăsit la emisiunea Bilete și Ponturi BZC, emisiune în care eu și Alex o să prezentăm două bilete pentru acest mijloc de săptămână, mijloc de săptămână în care avem meciuri din Europa League. Alex, te salut! Salutare Cătălin, salutare băieții. Da, avem meciurile din Europa League repartizate pe 2 zile, meciuri care se vor juca miercuri și joi. Vom avea 9 meciuri miercuri, 9 meciuri joi. Noi am selectat așa câteva meciuri și am făcut 2 bilete să vi le prezentăm în această emisiune, bilete cu cotă de peste 3. Sperăm să fie ales inspirat din aceste meciuri și să reușim să bifăm aceste bilete. Până să vă prezentăm meciurile pe care le-am ales noi și pronosticurile pe care le-am selectat, vă invităm pe site, pe biletul-zilei.com, acolo unde deja o să găsiți informații și pronosticuri la toate meciurile din Europa League și nu numai, mai sunt și alte meciuri în acest mijloc de săptămână. Așadar, intrați pe biletul-zilei.com și informați-vă atunci când doriți să pariați. Da, aveți de unde să vă inspirați de pe site-ul nostru. Avem pronosticuri care acoperă absolut toate sporturile și toate meciurile importante. Și absolut toate aceste meciuri importante sunt analizate, zic eu, într-un mod foarte profesionist, cu foarte multe informații cât se poate de bune. Da, de asemenea, nu uitați să ne lăsați și subscribe aici pe canalul de YouTube, un like, un comentariu ne ajută și pe noi să ne putem dezvolta și nu costă nimic, zic eu că este ceva ce puteți face dacă considerați că vă ajută informațiile și biletele pe care noi vi le oferim. Bun, Cătălin, zic să începem cu prezentarea biletelor. Avem biletul de miercuri, este format din 4 evenimente. Avem o cotă de 3,68 și începem cu primul meci, cel dintre AZ Alkmaar și Elfsborg. Mizăm pe un 1 solist aici, mizăm pe o victorie a lui Alkmaar la o cotă de 1,50, o echipă net superioară din punctul meu de vedere, echipa din Olanda. Elfsborg vine după 10 ani de secetă, nu a mai fost în cupele europene. A avut un sezon bun și o vedem acum în Europa, însă zic eu că este totuși o diferență prea mare și acest lucru se va vedea în meciul din Olanda. Da, sunt două echipe care sunt oarecum diferite în acest moment, pentru că AZ Alkmaar doar ce a început campionatul, în vreme ce campionatul din Suedia este pe final. Dar totuși, chiar și așa, AZ Alkmaar a început cât se poate de bine acest campionat și a reușit o victorie istorică cu Heerenveen, 9-1 pe teren propriu, victorie pentru AZ Alkmaar, dar pe lângă aceasta au fost și alte victorii și foarte multe alte meciuri bune cu victorii. În principal vedem victorii când vorbim de AZ Alkmaar, că de partea cealaltă Elfsborg nici ea nu este într-o formă atât de rea, dar totuși, mai spus și tu, Alex, este o diferență mare de valoare între cele două echipe și asta ar trebui să spună cuvântul. Bun, trecem mai departe la un duel cât se poate de tare, un duel care ar trebui să fie unul încins între o echipă din Turcia și o echipă din Grecia, Galatasaray și PAOK. Știm cu toții că atunci când se întâlnesc echipele din Turcia și echipele din Grecia, se lasă cu scântei. Și mai ales că avem o confruntare între două echipe cu suporterii fanatici, atât Galatasaray cât și PAOK au niște suporteri bine cunoscuți la nivel mondial, da? Știm cu toții ce atmosferă fac și ar trebui ca asta să se răsfrângă și în teren și să vedem multe cartonașe. Noi am mizat pe cel puțin 4 cartonașe, cotă de 1,27. Da, cu siguranță este un pariu foarte bun acesta, așa cum ai spus și tu, Alex. Pe lângă faptul că atât campionatul Turciei cât și cel al Greciei sunt cunoscute așa pentru foarte multe cartonașe arătate de arbitru, atunci când se întâlnesc ele două echipe din cele două campionate, mai ales că vorbim acum de echipe importante din aceste campionate, de fiecare dată ies scânteia, așa cum ai zis și tu. Și mergem mai departe la Midtjylland cu Hoffenheim GG, o cotă de 1,44. Și tot ce vreau să spun despre acest meci este că părerea mea va fi cel mai spectaculos meci al acestei runde din Europa League.
Doar dacă vă uitați pe rezultatele celor două echipe, veți vedea că ambele vin după cel puțin 5 meciuri, dacă nu mă înșel, în care am avut parte de GG și 3+, și Midtjylland este de Hoffenheim, am mai auzit, o știm pentru că o tot prezentăm aici în emisiunea noastră săptămână de săptămână, la meciurile din Bundesliga. Ei bine, Midtjylland este cumva un Hoffenheim al Danemarcei, pentru că are aceleași rezultate și același stil de joc cu Hoffenheim. Da, mă uitam, ultimele 9 meciuri jucate de Midtjylland s-au terminat cu gol marcat de ambele echipe. De partea cealaltă, Hoffenheim, din toate meciurile pe care le-a jucat în acest sezon, toate s-au terminat cu gol marcat de ambele echipe. Deci, statisticile astea ne indică faptul că ar trebui să vedem un meci spectaculos și sperăm să fie și așa și să-l anticipăm și să ne iasă acest pronostic. Și încheiem cu meciul dintre Anderlecht și Ferencvaros. Mizăm pe un 1x aici, o cotă de 1,34. Anderlecht este totuși o echipă mai bună din punct de vedere valoric, asta este clar. Într-un campionat mai puternic, Ferencvaros, o echipă din Ungaria, într-adevăr domină campionatul din Ungaria, dar acolo nu are o rivală. De partea cealaltă, Anderlecht, într-un campionat din Belgia, din care fac parte multe echipe importante. Și zic eu că nu-și va permite Anderlecht o înfrângere, se va concentra pe acest duel și va scoate cel puțin un rezultat de egalitate. Da, zic eu că este foarte important că joacă pe teren propriu. Dacă s-ar fi jucat în Ungaria, aș fi spus că Ferencváros are ocazie să câștige confruntarea, pentru că este mult mai în formă decât Anderlecht. Dar, așa cum ai spus și tu, joacă cu echipe modeste din campionatul intern, de aceea și reușește să câștige majoritatea confruntărilor. De partea cealaltă, Anderlecht nu joacă atât de rău și este echipa mai valoroasă în această confruntare și joacă și pe teren propriu și ar trebui să scoată măcar un rezultat de egalitate. Astfel încheiem cu primul bilet din Europa League, o cotă de 3,68, o miză de 200 de lei și un câștig de 735 de lei și mergem la celălalt bilet, de această dată bilet format din 3 evenimente și începem chiar cu meciul FCSB-ului, unde mizăm pe FCSB să înscrie între 1 și 3 goluri, o cotă de 1,31. Da, FCSB cu Rigas RFS, prescurtat, este un meci, poate cel mai ușor meci pentru FCSB, dacă ne uităm peste meciurile pe care le va disputa. Acesta pare cel mai ușor și FCSB, în principiu, nu ar trebui să rateze cele 3 puncte, are o cotă de 1-6 la victorie, însă la forma pe care o are FCSB, cel puțin în campionat aici, vine după două egaluri destul de chinuite, zic eu că va fi destul de greu să vedem o victorie a FCSB-ului. De aceea noi am mizat pe pariul acesta să marcheze între 1 și 3 goluri. FCSB a reușit să marcheze cam de fiecare dată în acest sezon. Nu a avut probleme din acest punct de vedere. Nu a depășit nici linia de 3,5 goluri, deci s-a încadrat în intervalul ăsta de goluri. Acum rămâne de văzut. Noi sperăm, Cătălin, să vedem o victorie, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla. Da, așa cum ai spus tu, Alex, este cam cel mai ușor meci al FCSB-ului, joacă și pe teren propriu, o echipă cu mult inferioară din punct de vedere valoric și dacă vrea să obțină puncte FCSB-ul în această campanie de Europa League, ar trebui să o facă acum, dar mai sigur 1-3 goluri, așa cum ai spus și tu, intervalul în care FCSB s-a cam regăsit așa în majoritatea meciurilor din acest sezon. Și mergem mai departe la meciul dintre Frankfurt și Victoria Plzen, mizăm pe un 3+, o cotă de 1,60. Plzen, o echipă care are forța să-i marcheze lui Frankfurt. Frankfurt nu este echipa cu cea mai bună apărare din Bundesliga, dar cu siguranță este o echipă care atacă foarte bine, atacă foarte mult și de ce nu poate să reușească să înscrie de una singură 3 goluri în această confruntare. Da, fix pe ideea asta mergeam și eu. Frankfurt, o echipă ce se bazează foarte mult pe ofensivă și poate să marcheze singură 3 goluri. Am văzut asta și în meciurile din Bundesliga, o victorie cu 3-1 contra lui Hoffenheim. Are victorii cu 2-0 cu Gladbach, cu 2-1 cu Wolfsburg, deci a reușit să marcheze cam de fiecare dată câte 2 goluri. Și Plzen este și ea o echipă
O echipă bună, o echipă arțăgoasă care poate profita de greșelile din apărare ale nemților și cu siguranță va avea ceva ocazii să marcheze și acel puțin un gol. Și mergem mai departe la ultimul meci de pe biletul de joi. Mizăm tot pe goluri la Olympic Lyon cu echipa din Grecia, Olympiacos, și mizăm pe un GG, o cotă de 1,78. Am văzut-o pe Lyon în acest start de sezon foarte în degringolat, așa. A pierdut în campionat cu Marseille surprinzător, da, cu 3-2 pe teren propriu, în condițiile în care a avut om în plus din minutul 3, dacă nu mă înșel. Deci asta ne arată ce slăbiciune are în defensivă Lyon. Da, zic și eu că ar trebui să fim un GG la această confruntare. Totuși, Lyon e echipa cu jucători mai valoroși. Ar trebui, joacă și pe teren propriu, ar trebui să înscrie în poarta lui Olympiacos, dar, așa cum ai spus și tu, Alex, sunt în continuare niște probleme foarte mari pe plan defensiv la Lyon și Olympiacos nu este echipa care să se dea înapoi din a juca fotbal. Cu siguranță va încerca să câștige acest meci, se duce cu gândul să câștige acest meci la Lyon și zic eu că va reuși să înscrie și ea, cum ai zis tu, o cotă de 1,78. Astfel încheiem și celălalt bilet care are o cotă de 3,73 și din nou o miză de 200 de lei și un câștig de 746 de lei. Și practic acestea două sunt biletele noastre pentru mijlocul de săptămână. Am jucat pe partile din Europa League, să vedem cum reușim să intuim această competiție, care de obicei este o competiție care creează destul de multe probleme pariorilor. Și până data viitoare, când o să revenim cu biletele din weekend, cu o nouă emisiune pe biletele din cele 6 campionate importante ale Europei plus România, eu vă urez mult succes și să alegeți inspirat. Da, salutare, numai bine.